Care a fost implicarea dumneavoastră? Una singură, de specialist. Și nu e nicio problemă. Singurul lucru pe care îl regret este pentru faptul că ceea ce îi se întâmplă familiei Băsescu. Probabil că dacă n-aș fi fost acel om care să-l sfătuiesc pe domnul președinte, situația n-ar fi fost de asta. Nu că l-ați sfătuit să aleagă terenurile de la Nana? Da, îmi pare rău. Probabil că dacă nu-l sfătuiam eu, nu le-ar fi luat și nu s-ar fi iscat ceea ce se întâmplă astăzi. I-am spus domnului președinte, i-am spus de gradul de comasare că este ok, i-am spus de calitatea pământului că este extraordinară și probabil asta l-a încurajat să ia decizie pe care eu regret că am făcut acest lucru și pentru ce se întâmplă la Nana, pentru că nu trebuia eu să fiu cel care să creeze atâtea probleme.